Corupție, corupție! Țin minte sloganele care veneau cei de la PAS și cei de la președinție. Vom combate corupția, vom dojați corupția. Câtă nădejde era, câtă nădejde era că nu vom mai avea corupție 4 ani de zile. Dar nu, corupție există și mai departe, ba încă și mai mare. Apropo, prin 2019 toată presa așa numită de voi independentă ne făcea top zvonuri de corupție. Doamne, când citeai acele topuri, îți făcea măciucă păr. Părul măciucă, iertați-mă. Și măciucă păr. Dar ce se întâmplă? Din 2020 nu mai avem topuri. Nimeni nu ne mai spune despre faptul că avem corupție. Și nici zvonuri nu sunt. Știți, cel mai interesant este că cel unicul om care a dorit să lupte cu corupția în această țară, la începutul mandatului, inclusiv a dumneavoastră, în concepția mea este domnul Stoianoglu, pentru că dumnealui a vrut să înceapă anume cu furtul miliardului, unde cineva ridica mânuța frumos pentru concesiunea aeroportului, care iarăși voi nu doriți să o discutați, pentru că acum nu mai este interesant. Dar haideți să vorbim pe verde, da? Ce se spune în ziua de azi sau ce vorbește lumea, statul care despre corupție? Aeroportul, spațiile de la aeroport care se vor da în concesiune. Apropo, era unul dintre motourile dumneavoastră și de fiecare dată foloseați această oportunitate să vorbiți despre concesionarea ilegală a aeroportului care a avut loc. Iar acum la dumneavoastră concesionarea aeroportului, toate tranzacțiile care sunt, totul este ok. Pentru că de ce? Pentru că le faceți voi. Cu toate că am vorbit iarăși și am adresat întrebări domnului director, este straniu când într-un caiet de sarcini nu există nicio semnătură. Asta este corupție, dragii mei. Sau gazul și procurarea lor prin toți traderii. De când vorbim despre acest lucru? Câte informații au fost făcute public? Și vi s-a arătat clar că da, sunt scheme coruptibile. Sunt oameni care participau în constatarea care volum de gaze se vor atribui Moldovei, la ce preț se vor cumpăra, numai ei știu. Și totodată erau și consilieri la voi, la PAS. Nu este corupție. Este corupție. Procurarea păcurii și îngroparea acesteia în pământ. Oare aici nu este corupție? De unde sunt investigațiile? Pentru că nu atât a dăunat mediul ambient, cât și s-au cheltuit bani pe acest lucru. Stațiile de pasageri din țară. Aici cred că s-ar putea de vorbit mult, pentru că cine mai merge pe la stații, nu doar cu autoturismele de serviciu, vede că sunt niște stații, pardon, mai proaste nu am văzut, câteva bucăți de fier și o, scuzați, iar puneți drapelul Europei. În Europa se face mai calitativ, credeți-mă, ce dumneavoastră călătoriți atât de des, la sigur că știți cât de bine se face în Europa. De ce nu vedem nimic să se vorbească despre vaccinile procurate anticovid, da? Și nu vedem faptul că multe din ele s-au nimicit. De ce nu există aici nicio investigație? Oare nu au fost aici scheme de corupție? Sigur că au fost și aici, dar noi preferăm de fiecare dată să tacem. Și mai nou că tot mulți colegi fac, atribuie cumpărarea deputaților. Da, uitați-vă, PSD-ul, reclamă gratuită, a venit cu o acuzație destul de gravă că tranzacția membrilor lor de la Hâncești a avut loc, urmare, a procurării, da, altfel spus, mituirii de către un reprezentant PAS a acestor deputați. De ce nu vorbiți despre acest lucru? Pentru că vă convine, așa? Deja migrația este un lucru normal. Apropo, de fiecare dată în această sală, nu știu cum se primește că cei care sunt la guvernare, ei sunt instanța în adevăr. De fiecare dată noi de la ei aflăm cine este mincinos, cine este corupt, fără a aștepta o oarecare hotărâre a instanței de judecată sau a aduce probele concludente. De fiecare dată ei le știu pe toate. Dar mai uitați-vă în ograda voastră, dragi prieteni, că sunteți mai hoci, mai corupți ca mulți alții. Am văzut, apropo, o campanie în 2023 referitor la corupție și se numea așa, corupție, o problemă socială gravă care afectează toate domeniile. Și erau intervievați toți miniștrii și de fiecare dată miniștrii ne spuneau, problema cea mare a corupției noastre sunt salariile derizorii și desigur se face referință la acei bravi polițiști care, apropo, vă apără la indicațiile voastre, despre medici și mulți, mulți alți funcționari și de fiecare dată spune întrebarea, dar de ce nu ne ridicăm salariile, stimați colegi? Ministrilor le-am ridicat,
celor care conduc instituțiile subordonate Parlamentului, salarii, bine, mersi, normal că dacă nu vreți corupție, hai să începem de la un salariu demn pentru cei care ne apără, care lucrează pentru acest stat. Eu nu știu cum se face, dar de fiecare dată mai mari demnitari sunt cercetați pentru corupție doar după ce pleacă din funcție. Iar cei care vin în funcție, de obicei li se închid dosarele, da? Și dacă vorbim aici, sunt exemple clare, exemplu cu concesionarea aeroportului, exemplu cu darea a pământurilor anumitor universități. Noi de fiecare dată vedem aceste lucruri și eu mă întreb, așa, retoric și mai în glumă, dar despre ce vorbește acest lucru? Desigur că ne vorbește că instituțiile specializate nu au libertate în acțiuni. Totul se încearcă a fi subordonat politic. Și iarăși astăzi colegii au ridicat o întrebare foarte logică. De ce nu se mai fac acele concursuri care trebuiau să fie bazate pe meritocrație, pe faptul cât de profesionist este această persoană? Știți, desigur, când toți au la guvernare salarii bune, uită ei de lupta cu corupție și eu de fiecare dată spun, vreți să scăpăm de corupție? Haideți să dăm salarii buni celor care lucrează pentru acest stat și nu ne mai implicăm politic. Și vă veți vedea că instituțiile date vor lucra mult mai eficient. Tot ne spuneți că corupția ne aduce sărăcie. De fapt, luxul care trăiesc demnitarii noștri și ne aduce sărăcia. Ia priviți ce mici scorpioase își fac ei când se întâlnesc pe la diferite conacuri. Uitați-vă deplasările de milioane acestor deputați. Uitați-vă cum ei sunt preluați de la avioni cu mașinilele. Dar mai nou, uitați-vă la apa noastră care deja este brandată, mă. Adică lumină. Nu avem în Parlament de stinge lumina, dar apă o facem cu branduri. Este foarte straniu. Mai departe.